Imaginați-vă că după 3 ani de zile, probabil nu s-au văzut cei doi reprezentanți, Ilie, să zic, reprezentantul bisericii, reprezentantul lui Dumnezeu, și cel care conducea poporul cu numele Ahab, împăratul. Și Domnul îi spune în versetul 1 care s-a citit, a venit vremea, Ilie, să te duci, să te înfățișezi înaintea lui Ahab. Și după toate evenimentele care s-au derulat, Biblia ne spune că cei doi s-au văzut și când s-au întâlnit și au dat față unul cu celălalt, știți care a fost problema cea mai acută dintre ei, discuția dintre ei? Știți unde era, dacă vreți, punctul acela culminant al acestei frământări, acestei discuții? Frământarea aceasta ne vizează pe fiecare dintre noi în vremea aceasta. Uitându-ne la mersul lucrurilor din biserică, parcă ne dăm seama că dintr-un punct de vedere, din punctul de vedere real, spiritual, lucrurile sunt într-un ușor declin. Acum, dacă nu recunoaștem asta, este problema noastră. Dacă nu vedem realitatea aceasta, este problema noastră. La modul general, se pare că suntem într-un declin ușor spiritual. Eu spun ușor ca să fiu elegant. Și lucrul acesta este o frământare, lucrul acesta este o realitate și lucrul acesta îl constatăm fiecare dintre noi. Vedem că rugăciunile nu mai sunt ca și altă dată, prezența Domnului nu mai este ca și altă dată, lucrările Domnului nu mai sunt ca și altă dată, întâlnirile de biserică nu mai sunt ca și altă dată și multe lucruri nu mai sunt ca și altă dată. Au intrat într-o stare de regres spiritual. Ca o paranteză, pare rău că sunt filmat, nu-mi place întotdeauna. Am fost nu demult la o căsătorie într-o biserică păstorită de un frate păstor din țara noastră, un om lansat în evanghelizări, mereu chemat în foarte multe locuri, chiar și la noi. Am fost obligat, pentru obligație de familie, să fiu la o căsătorie acolo. Sigur că tot ceea ce s-a întâmplat acolo nu m-a reprezentat, nu m-am putut identifica cu ce era acolo. Și după ce m-am întors acasă, așa cumva cu inima zdrobită, cel puțin atât am putut să fac, să spun unul dintre frații slujitori, colegi de-ai mei, pentru următoarea perioadă, și nu i-am zis perioada, ar fi bine pe fratele să-l lăsăm să mai predice la biserica dumnealui. Aici pe la noi mai puțin sau deloc. Pentru că așa cum am spus, există o tendință spre un liberalism spiritual atât de prezent. Și întrebarea este ca și a celor doi. Cine este de vină? Uitându-se unul la celălalt, au început să-și arunce unul celuilalt următoarele expresii. Tu nenorocești pe Israel, poporul Domnului. Și celălalt ce-a zis? Mă pocăiesc, recunosc, mă bucur că m-am întâlnit cu tine, ce bine că mi-ai spus adevărul în față. Așa a spus. Și ce a spus celălalt? Nu eu, ci tu ești de vină. Frații și surori, în fața unei realități despre care nu vorbim, sau vorbim foarte puțin, dar probabil că vorbim în cercurile restrânse, în fața unei realități, a unei declinări spirituale, reale, se pune întrebarea, cine este de vină? Și spune, domnule, Consiliul Bisericesc este de vină. Și-am încheiat. Da, domnule, hai să vină o masă. Și eu nu spun că nu. Comitetul Executiv al Cultului, păstorii, mă rog, și... Și cu asta am putea să ne împăcăm conștiința, să plecăm acasă, domnule, am găsit vinovați. Să se pocăiască. Și eu spun, da, să se pocăiască. Dar în seara aceasta, haideți să
vă dau ceva din casă. Pe drum am știut textul acesta, că nici măcar n-am avut așa timp să comunic cu fratele Paul, mi-a scris un mesaj și am încercat așa să mă concentrez înaintea Domnului, să spun câteva cuvinte. Și această seară, pentru astfel de situație asemănătoare cu cea a poporului Israel, de care, iertați-mă, ne apropiem tot mai mult. Și dacă nu avem grijă, ne apropiem tot mai repede. Întrebarea rămâne. Cine este de vină? Sunt oameni cu care discut anumite situații fără să las o aluzie, măcar că dumnealor ar fi de vină, și sunt persoane care imediat sar așa ca așa. Dar nu-s eu de vină. Dar nu am spus asta. Dar nu mi-am propus ca să te așez pe lista vinovaților. Dar tu imediat ai... Pentru că tendința noastră este vina aceasta, asumarea aceasta, să o depărtăm de noi cât se poate mai mult și să o ducem înspre alții. Și mi-am notat în seara aceasta să subliniez câteva realități pe care le văd, care concură la această stare, care sunt adevărate vinovății. Și una dintre realități am numit-o aceasta: lipsa unei relații frățești autentice. Frați și surori, dacă recunoaștem, am zidit un individualism atât de prezent în viața noastră. Cum vă puteți imagina, spre exemplu, că în Biserica Betania, biserica noastră, este cineva care are o boală incurabilă, ajunge la spital, este operat de acea boală incurabilă și majoritatea bisericii nu știe nimic. Știu foarte puțin din familie, o țin asta atât de secret, ca nu cumva să se știe, ca nu... Cum vă imaginați asta? Din ce familie face persoana respectivă parte? Din familia mea? Sunt eu în familie cu persoana aceea? Și aici am putea să discutăm, cine-i vinovat, de ce? Există o tendință a unui individualism atât de prezent în viața noastră. Și fiecare dintre noi suntem cu socotelele noastre, cu povestea noastră, cu părticica noastră și, dacă vreți, cu noi înșine. Știți când ne deschidem? Știți când avem nevoie de frați? Știți când căutăm biserica și frații? Atunci când nu se mai poate. Dar uneori este prea târziu. Voi la frații lui Iosif. Despre ei ne spune Biblia că în relația cu fratele lor, și știți foarte bine, doar vă amintesc, vă citesc capitolul 37 din Geneza, a doua parte a versetului 4. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Dar erau frați. Nu puteau să transmită nici măcar un mesaj cald, nici măcar o privire caldă, nici măcar nu se puteau privi în ochi, nu se puteau. Și datorită modului în care Dumnezeu îl folosea sau avea intenția Dumnezeu să-l folosească pe tânărul acesta, la un moment dat, când s-au hotărât să-l omoare, el mergea cu merinde, spune în versetul 19 din același capitol, ei au zis unul altuia: iată, vine făuritorul de vise. Și priviți, vă rog, câtă ură și câtă rezervă față de fratele lor, pentru că Dumnezeu avea un plan cu el, pentru că Dumnezeu îl folosea într-un anumit fel. O invidie, un egoism atât de prezent în viața acestor timp. Și știți foarte bine istoria, nu vreau să insist. A amintit fratele Paul și îmi place atât de mult. Când Petru era în temniță și era programat în următoarea zi să fie executat, adică să fie omorât, Biblia spune în versetul 5 din Fapte, capitolul 12, și biserica nu înceta să-i găsească o vinovăție ca să se consoleze de ce a ajuns el în temniță. A fost rău de gură, ai văzut că s-a luat cu autoritățile. Băi, treaba lui. Băi, ce el a pus? Dar putea să fie mai temperat, dar nu trebuia să fie atât de agitat. Dar nu, domnule, trebuie să ai înțelepciune și așa mai departe. Și găseau ei atâtea motive ca și noi, ca să se aliniștiți.
Dar Biblia spune, biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu. Și ce înseamnă asta? Relație frățească, dragoste de frați, părtășie oameni buni. Și mă rog în această zi Dumnezeu să ne cerceteze. Citim mereu la întâlnirile noastre frățești, Psalmul 133. Iată cât de plăcut și dulce să locuiască frații împreună. Ce e acolo? Acolo dă Domnul binecuvântarea, acolo dă Domnul viața pentru veșnicie. Cine-i de vină? În primul rând, lipsa autentică a relațiilor frățești. Și cântam noi o cântare, nu se mai cântă, pune, Doamne, dragoste între frați, pune, Doamne, dragoste între surori, pune, Doamne, dragoste în biserica penticostală, pune, Doamne, dragoste între slujitori, pune, Doamne, dragoste între noi. Și biserica Domnului să spună, amin. În al doilea rând, ne-am notat să vă spun o a doua cauză acestui derapaj spiritual care este la orizont și care este tot mai prezent, este prezența lucrurilor străine în viața noastră, în familiile noastre și uneori în bisericile noastre. Repet, prezența lucrurilor străine în viața noastră, în familiile noastre și în bisericile noastre. Ca poporul să aibă biruință în fața Ierihonului, una dintre cerințe era să nu se ia nimic din ce este dat spre nimicire. Și la un moment dat poporul, în fața unei mici cetăți, cedează și este biruit. Moise se pune cu fața la pământ până seara, plânge Iosua, pardon. Și Domnul spune, ridică-te de acolo că Israel a... Ce-a făcut? Dar cum? Israel a păcătuit. Poporul a păcătuit. Unul. Unul a văzut, unul a poftit și unul a luat și a dus în casa lui. Și Biblia spune că această neascultare sau acest păcat, sau haideți să spun, această aducere a lucrurilor străine în casa lui, în cortul lui, s-a răsfrâns asupra întregului popor. Și vinovăția aceasta cumva a fost și a planat asupra întregului popor. Tot poporul a trebuit să sufere și tot poporul a trăit un eșec al unei înfrângeri. Ați putea să faceți un exercițiu împreună cu mine, să ne coborâm acolo unde nu se coboară nimeni, în modul cel mai serios și cu frică de Domnul, și să enumerăm lucrurile străine, de la gânduri, la privire, la vorbire, la atitudini și la fapte. Și să identificăm realitatea lucrurilor străine din casele noastre, din viața noastră și implicit uneori din bisericile noastre. Dumnezeul nostru este sfânt. Dumnezeul nostru este sfânt. Dumnezeul nostru este sfânt. Și ce se apropie de El trebuie să creadă că El, credeți că Domnul este? Și credeți că Domnul și ochiul Lui vede totul? Slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeu nu numai că este, Dumnezeu răsplătește fiecăruia. Și la Biblie citesc, nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie bagiocul. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Atitudinea noastră, oameni buni, și starea noastră, și lucrurile străine care pot fi și sunt în viețile noastre, în trăirea noastră, afectează lucrarea lui Dumnezeu. Și ne duc înspre un derapaj spiritual care este din ce în ce mai prezent.
În realitatea cuvântului din această seară, acolo pe Carmel, unde frații au citit despre poporul Israel, când Ilie îi cheamă pe Carmel și îi întreabă: oameni buni, până când vreți să șchiopătați de ambele picioare? N-aveau bastoane, nu erau cu picioarele în ghips, dar din punct de vedere spiritual, oamenii aceștia trăiau într-un derapaj spiritual atât de prezent. Nu mai știau, în confuzia lor spirituală, cine-i Dumnezeul adevărat. Și Domnul este nevoit acolo să trimită foc din cer, să dovedească că El este Dumnezeul adevărat. Să vină focul din cer peste inimile noastre. Să vină focul sfânt peste fiecare ființă în vremea aceasta. Dumnezeu să ne cerceteze și realitatea prezenței lui Dumnezeu să fie în fiecare inimă. Și spunem: amin, lucrează Dumnezeul. Pentru că vrem să ne întoarcem la Domnul, pentru că vrem să trăim din nou experiențe reale cu Dumnezeu. În urma acelei experiențe, poporul cade cu fața la pământ și știți ce spune? Într-un glas puternic și toți uniți: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și noi strigăm în această seară la Betania: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Măriți să fie numele Lui. Cine este de vină? Cărui fapt se datorează un ușor derapaj spiritual? Uneori mai prezent și altor mai puțin prezent? 3. Datorită unui promovării unui superficialism spiritual. Frații noștri, mulți dintre ei, care sunt mai în vârstă decât mine, mărturiseau: când mergeam la rugăciune, la casele de rugăciune, unde se adunau frații noștri, care nu erau doctori în teologie, n-am nimic cu doctori în teologie, care nu erau cu multe școli, n-am nimic cu cei care au școală, spuneau: ne era frică că Domnul ne va descoperi ce am vorbit în ziua aia. Mi era frică. Mergeam cu frică. Eram atât de atenți, cel puțin în ziua respectivă sau în zilele acelea, ca nu cumva Duhul Sfânt să le descopere. Eram atât de atenți. Promovam un spiritualism atât de adânc, cu frică de Dumnezeu, cu temere. Spunea Domnul în Ieremia, capitolul 7, și transmitea mesajul acesta poporului de atunci, este valabil pentru noi în această seară. Versetul 4. Nu vă hrăniți cu nădejde, înșelătoare, zicând: templul Domnului, o creștere numerică cu 100.000 în cultul penticostal. Uite ce a crescut biserica, uite ce clădiri, uite ce oameni, ce reprezentanți, ce oratori, ce coruri. Da, toate sunt bune, dar nu sunt suficiente. Dar multe dintre ele ne duc spre un spiritualism formal, spre o superficialitate, în închinare, în slujire. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare. Pentru că continua Dumnezeu și spunea: numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele. Și mă rog în această seară Duhul Sfânt, care prezent în adunare, să ne cerceteze. Uitați-vă la preotul Eli. Era un om cu mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și în lucrarea sfântă. Și pentru vremea aceea era așezat de Dumnezeu ca să slujească el și fiii lui. Și Biblia ne spune, 1 Samuel, capitolul 2, versetul 12, fiii lui Eli erau niște oameni răi. Nu cunoșteau pe... Dar ce slujbă aveau? Spune stare. Ce, erau ușieri? Făceau curat în biserică? Ce erau?
Cum e posibil așa ceva? Oameni buni, vă predic și mă tem. Vă predic și mă îngrozesc. Nu cunoșteau pe Domnul. Și Dumnezeu intervine. Și este nevoit Dumnezeu să intervină. Și prin trimisul lui Dumnezeu îl întreabă pe Eli, cum se face? Că tu cinstești pe copiii tăi mai mult decât pe mine. Cum se face că formele religioase și derapajele spirituale nu se văd? Cum se face? Și știți cum a fost nenorocirea? În aceeași zi. În aceeași zi, când a fost luat chivotul lui Dumnezeu, amândoi acești copii au murit. Fii și Eli a murit. De ce? Pentru că așa cum spuneam, Dumnezeu este sfânt. Să renunțăm la superficialisme spirituale, oameni buni. Să ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima. Și să ne întoarcem înaintea lui Dumnezeu cu o pocăință sfântă. Și să spunem, Dumnezeule, ajută-ne. Și în ultimul rând, vreau să spun, de ce? La orizont, această formă, acest ușor sau mai pronunțat derapaj spiritual, pentru că nu se găsesc asumarea vinovaților. Nu se identifică nimeni cu vinovații. Nimeni. Daniel a avut puterea aceasta. Și în capitolul 9, versetul 8 din scrierea lui, când poporul era într-un declin spiritual, când lucrurile mergeau din ce în ce mai greu și mai rău, Daniel spune, Doamne, noi am păcătuit. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Dar Daniel, tu ești un prea iubit și scump. Nu-i mai bine să cauți vinovații? Nu-i mai bine să-i găsești? Nu-i mai bine să-i identifici? Nu-i mai bine să scrii pe internet despre ei? Să știe toată lumea până în Australia cine sunt adevărații vinovați? Nu! Îmi asum împreună cu ei. Îmi asum în locul lor. Și plâng. Și mă rog. Și spun, Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Noi am păcătuit. Noi am fost îndărădnici. Noi te-am supărat. Noi! Și în urma acestei rugăciuni, Dumnezeu trimite pe îngerul său să lumineze mintea, să-l învețe. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Deci au văzut cum s-a deschis Marea Roșie, s-a despicat. Au trecut ca și pe uscat și 600 de cară cu faraon și cu călăreți. Toți au murit acolo în apă și au văzut minunile lui Dumnezeu. Și nu pe mult timp, când Moise întârzie ca Dumnezeu să-i dea tablele legii, poporul derapiază, își face un vițel de aur, turna din tot ceea ce aveau ei de aur acolo și au început să joace, să cânte și să spună, ăsta e Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Și au început să facă sărbătoare în cinstea lui. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, ia-ți familia, ieși afară din mijlocul lor, cu suflarea gurii mele îi ucid pe toți și din tine fac un neam mare și cu tine îmi duc planul la îndeplinire. Și versetul și capitolul 32 din Exod reține aspectul acesta. Moise s-a întors la Domnul și a zis, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare și a făcut un Dumnezeu de aur. Iartă-le acum păcatul, versetul 32. Dacă nu, tu ai scris o carte, ștergem numele din cartea pe care ai scris-o. Vă puteți imagina o astfel de rugăciune? Mai sunt oameni care să stea în spărtură? Mai sunt oameni care să postească? Mai sunt oameni care să se roage? Mai sunt oameni care să-și asume vinovăția? Chiar altora.
Și exemplul cel mai suprem al tuturor vremurilor este Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. A venit în lumea noastră să se identifice cu cei vinovați. Eu eram condamnat la moarte, dumneavoastră și o lume întreagă. Și Hristos a spus, mă duc eu să mor în locul lor, să mor pentru ei, ca ei să fie liberi. Slăvit să fie Domnul. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21 spune, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprinirea lui Dumnezeu în el. Și să spunem din toată inima, glorificat să fie Domnul Iisus. Glorificat să fie Domnul Iisus. S-a oprit lângă nenorocitul acela care era în drum. Și preotul și levitul erau grăbiți, aveau agendă, aveau planuri, aveau. El și-a făcut timp. S-a oprit acolo. A vrut să se asigure dacă mai este viață. După ce și-a dat seama că mai este viață, spune Biblia, avea cu el un de lemn și vin. I-a legat rănile. L-a ridicat de acolo, din praful drumului. L-a pus pe asinul lui. L-a dus la hanul de poposire. Toată noaptea a îngrijit de el. Și a doua zi a scos 2 lei și a spus angelului, ține bănuți aceștia. Dacă mai cheltuiești ceva la întoarcere, pune în socoteala mea. Dar ăsta e un nemernic, dar ăsta e un drogat, dar ăsta e un derapat, dar ăsta e pleava societății. Nu-i nicio problemă. Plătesc eu pentru el. Plătesc eu în locul lui. Și-a plătit pentru mine. Și-a plătit pentru dumneavoastră. Și-a plătit pentru noi. Și-a plătit pentru o lume întreagă. Și-a plătit cu bucurie ca să-și vadă o sămânță de urmași care să-i poarte numele. Slăviți să fie Domnul! Ne rugăm din toată inima Dumnezeu să ne cerceteze. Frați și surori, Domnul nu se bucură să vadă derapaje spirituale, niciun declin spiritual în viața noastră și a bisericii, ci Domnul vrea, așa cum se citea Psalmul 84 zilele trecute, să mergem din putere în putere, să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu în Sion, pentru că Domnul este gata să vină. Slăviți să fie El!